În cadrul probelor individuale, soldatul Andrei Pan a obținut locul întâi la proba scară de fereastră, iar soldatul Ionuț Pârvulescu a excelat în proba pistă cu obstacole pe 100 de metri. Probele pe echipe au fost de asemenea dominate de Isu Gorj, echipa obținând locul întâi la scara de fereastră. Pista cu obstacole pe 100 metri, ștafeta 4x100 metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Performanța echipei sunt rezultatul pregătirii intense sub îndrumarea locotenentului Daniel Ghișe, șeful de lot și plutonierul adjutant Luca Daniel, antrenorul echipei. Aceștia au reușit să creeze o echipă unită și motivată, capabilă să înfrunte cele mai mari provocări. Concursurile serviciilor profesioniste pentru situații de urgență sunt concursuri cu tradiție în familia pompierilor militari din România. Se desfășoară pe parcursul mai multor faze, iar în perioada 23-25 iulie anul acesta, în municipiul Caransebeș s-a desfășurat faza zonală. La competiție au participat echipele reprezentative ale inspectoratelor pentru situații de urgență din județele Gorj, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Echipa noastră a ocupat prima treaptă a podiumului, ca și anul trecut de altfel, și va reprezenta Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj la faza națională, care se va desfășura în luna august. Trebuie menționat faptul că o mare parte din meritul acestei echipe se datorează colegului nostru, capitanul Ghișe Daniel, care este șef de lot și reușește să-i mobilizeze pe colegii noștri, să-i pregătească într-o manieră foarte bună și să le creeze atitudinea de învingători. Avem convingerea că și la faza națională băieții noștri vor urca pe podium și vor obține performanțe foarte bune. Când va fi faza națională? Nu este stabilită încă o dată, dar cu siguranță se va desfășura în luna august a acestui an. Echipa Isu Gorj se pregătește acum pentru faza națională a competiției, unde vor reprezenta cu mândrie județul Gorj și vor concura împotriva celor mai bune echipe din țară. Având în vedere performanțele remarcabile de până acum, așteptările sunt mari și suntem siguri că vor continua să strălucească.